So let's do this. Noi română spunem, când o să zboare porcii, da? Sunt căscată și uiți pornesc microfonul. So I went bananas like, oh, four, da? Normal, four. My Romanian sucks, I'm sorry. Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom vorbi despre 10 expresii idiomatice des folosite în engleză. Let's go! Hai să definim ce-i aia o expresie idiomatică. Eu o să întreb Google-ul ca să vă citesc o definiție cât mai corectă. Google it. Let's Google it. Așa, Wikipedia, da, să vedem ce spune. În frazeologie, o expresie idiomatică este o unitate frazeologică constituită dintr-o îmbinare de cuvinte cu un grad relativ mare de fixitate, care se opune prin aceasta unei îmbinări libere de cuvinte sau a unei unități frazeologice cu un grad mic de fixitate. What? What? What is she talking about? I didn't understand a one word you said. I already regret asking Wikipedia because I didn't get anything. Eu nu prea am înțeles ce vor. Cu toate că eu știu ce înseamnă expresie idiomatică, de exemplu, mie nu-mi este clar. Thank you, Wikipedia. You can go home, you're drunk. I'm drunk? You're drunk? Everybody's drunk! Deci, o expresie idiomatică este o expresie combinată din câteva cuvinte combinate care nu au același sens pe care credem noi din start că l-are. De exemplu, noi românii spunem când o să zboare porcii, da? Evident că nu mă refer la faptul că în ziua când o să zboare porcii, da? Mă refer la faptul că niciodată nu se va întâmpla lucru dat. Someday you'll thank me. Yeah, when pigs fly. Sau toarnă cu găleata, da? Asta înseamnă că plouă foarte mult. Nimeni nu toarnă nimic cu găleata. Exact așa expresie avem și în engleză și ele sunt o grămadă. Like a lot? Yes! Eu am ales pentru tine 10 cele mai frecvente expresii de acest gen. Frecvente în sens că eu foarte des le aud și le văd în cărți chiar și pentru nivele medii și mici. The first expression, go bananas. Go bananas. This one means to go crazy, to become very, very mad or angry, or simply to go crazy, you know, like to freak out. Frustrated, I feel it coming on! Don't you do it, young man. I think I'm gonna go bananas! Do not go bananas! It's gonna happen! You I'm gonna go bananas! Bananas. Do it, Steve. Go bananas. Sounds like Steve's going bananas again. For example, I always go bananas when I see that my kitchen is a mess. I hate this. Like, I get crazy instantly. Banana! Banana! Or, I shot a video last week for an hour and a half and I did a great job in doing it, but in the end of it, I realized that I had forgotten to turn on the microphone. Oh, somebody kill me, please! I remember this case because it really happened to me. So, when I realized that, I went bananas. Deci, când am filmat video ăsta de o oră jumătate și mi-am dat seama că nu porniseram microfonul, m-am enervat strașnic. So, I went bananas, like, oh! Observă că go bananas este la prezent, dar eu am dat exemplul meu cu trecutul, deci went bananas. Am conjugat verbul la trecut pentru că el e neregulat. Number 2. Icing on the cake. The meaning of this idiom is actually kind of self-explanatory in the words icing on the cake. Think about it. The cake is already good. I love cake so much! But when you have icing on top of it, it's already better. În primul rând, ce înseamnă icing, ca să clarific? Asta este crema sau toppingul care îl punem deasupra la prăjitură sau la tort, da? În mod normal, frișcă sau cremă, crema de mascarpone, ceva de genul. So, o situație, ne referim la o situație care deja este bună, dar se întâmplă ceva care e așa ca un adaos și face și mai bună, și mai frumoasă. It felt so great, I just wanted to go in and hit 4 for 4 and qualify for Worlds one last time, and winning was just icing on the cake. De exemplu, eu căutam să-mi cumpăr această nuanță de lipstick, yes? I was looking for it și am găsit-o și eram foarte fericită. But icing on the cake, it was 50% off. Adică, pe lângă faptul că eram bucuroasă că am găsit lipstick-ul pe care îl căutam, încă și l-am luat la 50% reducere. Icing on the cake. Nu știu dacă este vreun echivalent în română. Eu știu de colac peste pupăsă, dar nu știu dacă se potrivește aici, pentru că my Romanian sucks, I'm sorry. Așa că scrieți în comentarii dacă știți echivalentul acestei expresii în română. Number 3. Bite off more than you can chew. Bite înseamnă a mușca. Bite off, a mușca și a rupe din ceva, more, mai mult, than you can chew, decât tu poți să mesteci sau să rugumi.
What does that even mean? To bite off more than you can chew. This is like to try to do something that is hard to achieve or hard to get. What exactly are you saying? Maybe we can't handle this. Maybe we're biting off more than we can chew. Iarăși, cuvintele acestei expresii cumva ți-ar spune ce înseamnă ea. Atunci când muști o bucată de măr mai mult decât tu ai spus să rugi. Deci când îți asumi un task mai mare și mai complicat decât tu ai face față. Just my job, you know, it's all these people dependent on me, tens of millions of dollars at stake, you know, it's sometimes I feel like I've bitten off more than I can chew, you know. You're a man with large appetites. This happened to me when I was in the United States because I had my primary first job, but I took one more job and then the third one. Deci aveam trei joburi. So I clearly bit off more than I could chew then. So we probably bit off more than we could chew. We could bite them? I didn't know we were allowed to bite them. That's an expression. Chuck. So, observ apropo că am transformat această expresie la trecut. Deci, bite e prezent, la trecut e bit. I bit off more than I could chew. Deci, could. Verbul can e la prezent în trecut cât puteam. Deci, could chew. Or another example. If you want to learn English to speak it fluently in one month, you are clearly biting off more than you can chew. Be realistic, okay? Apropo, dacă știți echivalentul acestei expresii în română, aș fi bucuroasă să-l citesc. Scrieți în comentarii! Number 4. When pigs fly. We have it in Romanian, so I'm pretty sure you know what it means. So, this is like something is never going to happen. Never gonna happen. Or it's impossible to take place. You know, Smithers, I think I'll donate $1 million to the local orphanage. When pigs fly... For example, if you lend money to a friend, dacă i-ai împrumutat unui prieten bani, you can expect the money when pigs fly. Unfortunately, that's the true case for very many people. Never lend money. Now give me my money back! Number 5 is very interesting. It's raining cats and dogs. This one means that it's raining really heavily, like it's a lot of rain outside. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Ce interesant cu expresia it's raining cats and dogs este originea acesteia. Sunt multe versiuni, dar se spune că ea se trage din secolul 17 și a fost menționată în mai multe texte scrise, cum că în timpul ploilor puternice în Anglia, în special în Londra, erau văzute diferite foarte multe animale moarte care au fost duse de ploaie, respectiv pisici și câini. Și respectiv de acolo se trage fraza că dacă plouă tare, da, asta spală din toate regiunile Londrei, vă dați seama, secolul 17, nu cred că era în starea în care este astăzi. There were even more animals than people. Dirt was a fact of life. The streets were like sewers. Disease was everywhere. Spală toate animalele sau trupurile animalelor care erau decedate. So, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs out there. Mai era o versiune pe care am citit-o cândva, cum că în timpul ploilor puternice, stăpânii vroiau să fugă, da, din orașele unde putea să fie inundație și respectiv scoteau pe geam toate lucrurile de care aveau nevoie, inclusiv și animalele de companie, psicile și câinii, respectiv le aruncau și de aceea și putem să spunem că it was raining cats and dogs because you could see dogs and cats falling from the sky. Dar toate acestea sunt speculații și nu se știe dacă într-adevăr asta este originea reală a acestei expresii. Cum și sunt multe alte expresii pe care le avem în engleză. Nu putem să spunem cu certitudine de unde s-au tras ele. Dar e curios acest fapt, nu? Wow, it is raining cats and dogs out there. Number 6. Break a leg. Dacă ai examen mâine, eu o să-ți spun break a leg. Știi de ce? Pentru că break a leg înseamnă mult succes, să ai mult noroc, să-ți meargă. Colonel, you'll forgive me. I must prepare. Of course. Break a leg. Thank you so much. So, break a leg means good luck. Like, I'm wishing you luck in your upcoming performance or whatever challenge you have. Break a leg! Hey, makes blankets. It's okay. Hey, break a leg. Good luck. Break a leg. Care e echivalentul în română? Eu nu știu, poate voi știți, scrieți în comentarii. Number 7. Costs an arm and a leg. First of all, arm, it's this part of the body, like this is your hand and this is the arm. Arm înseamnă braț, nu mână. So arm and a leg, like let me try to show you a leg, yeah? So leg, costs an arm and a leg. Ceva care costă cât un braț și un picior costă foarte mult, pentru că cred că n-o să încerci să-ți vinzi mâna și piciorul pentru ceva, deci extrem de mult.
This is an advanced computer system. Costs an arm and a leg. What are you doing? They charge an arm and a leg for that stuff. Și nu pot să vă dau așa un price range pentru această expresie. Adică nu pot să zic ceva ce costă peste $1,000, costs an arm and a leg. Ea se folosește cu sensul de că ai plătit sau ceva costă mai mult decât ar trebui să coste. Cost me an arm and a leg. It's got GPS navigation, 200-watt stereo system. De exemplu, dacă vrei să cumperi un tricou și el costă 70 de euro, well, it costs an arm and a leg, pentru că nu e cam normal un tricou să costă 70 de euro. Sau dacă vrei să-ți cumperi o mașină care costă cu 10.000 de euro mai mult doar pentru că este un brand cunoscut, you can also say it costs an arm and a leg. For example, I really want to buy a new camera for my videos, but it costs an arm and a leg. Very, very, very expensive. Și iar, dacă stau să mă gândesc, eu nu cred că cunosc în română vreo expresie cu sens similar, dar s-ar putea să greșesc, poate voi știți. Number 8. Yes, 8, not 9. To hit the nail on the head. Probabil dacă nu ați fi văzut această imagine, v-ați fi gândit că nail înseamnă unghie, pentru că, într-adevăr, cuvântul dat fie înseamnă unghie, fie înseamnă țintă. So, to hit the nail on the head, așa, bați ținta exact acolo cum trebuie, adică în țintă. I just wanted you to know that you were right. You hit the nail on the head. Și înseamnă această expresie să fii foarte corect în a exprima un gând despre ceva, adică să nimerești așa în țintă cu cuvintele pe care tu vrei să le spui. You're absolutely right, sir. You've hit the nail right in the head. For example, someone says a really good toast at a wedding that makes everyone become emotional and maybe cry. So that toast hit the nail on the head. What would you say I do best? That's easy, Fred. You can stow away more food than anybody I know. That's it. That's it. You hit the nail on the head. Number 9. Don't judge a book by its cover. This one is super simple and I'm sure you've met it. This simply means do not judge by appearances. Deci nu judeca după aparențe, pentru că asta e greșit, evident. I just don't have the patience for people who judge books by their cover. Okay, and you shouldn't have to. Deci nu poți să spui cum este o persoană de fapt doar uitându-te la felul în care arată ea, sau nu poți spui cum este un lucru doar văzând sau descriind felul în care acesta arată. De exemplu, dacă eu aș primi la restaurant o pizza care arată foarte dubios and I don't really want to eat it, but when I try it, I see that it's actually delicious, so I shouldn't judge the book by its cover. Don't judge a book by its cover, man. I can throw these things, all right? Never judge a book by its cover, honey. Dad, this book doesn't even have a cover. Number 10. Cry over spilled milk. Yo, what are you doing? George, your milk went bad. Dad, what are you doing? Just stick up. I ain't going back in the refrigerator. Put the money in the back. I love this expression and you can use it in very many situations. So think about it. If you cry over spilled milk, apropo, spilled este participiul verbului spill, care înseamnă a vărsa. Deci, atunci când verși lapte jos, evident că n-ai cum să întorci timpul înapoi, nu poți să schimbi această situație și nu are sens să-ți pară rău de ceea ce deja s-a întâmplat. Ăsta și este sensul acestei expresii. So, to cry over spilled milk means to be upset about the things that were already done and you cannot go back in the past and change them. Don't cry over spilled milk. Don't cry over spilled milk. Let me help. No use crying over spilled milk. So to cry over spilled milk means to be upset about the things that were already done and you cannot go back in the past and change them. Similar mai este expresia, you can't unring a bell. I'm so sorry. No, you're right. My feet are long and stupid. You cannot ring that bell. Oh, no. Ți-mi minte, ți-am spus la începutul acestei lecții că săptămâna trecută am filmat un video o oră jumătate și doar la sfârșit mi-am dat seama că nu pornisem microfonul. Respectiv, dacă vreau să spun că, uite, mi-a părea foarte rău de ceea ce s-a întâmplat, I was crying over spilled milk because I couldn't change the situation. Cât nu m-aș fi enervat și frustrat, nu puteam să schimb situația faptului că sunt căscată și, uite, pornesc microfonul. Și asta mi se întâmplă foarte des. So let's revise the 10 idiomatic expressions that we've learned today. Number 1 was go bananas. This means to go crazy. 2. Icing on the cake.
This is a situation that is like a bonus to something good that already happened. 3. Bite off more than you can chew. This is taking a task or responsibilities that are bigger than you can take, more than you could be able to handle. 4. When pigs fly, something that will never happen or impossible to happen. 5. It's raining cats and dogs. It's raining heavily, like a lot of rain. 6. Break a leg. This means good luck. 7. Costs an arm and a leg, something that is super expensive, or it costs too much money for the value. 8. To hit the nail on the head, to be precisely accurate about saying something. На русском се спомня в точечку. 9. Don't judge a book by its cover, like don't judge by appearances. 10. Cry over spilled milk, to regret about a situation that you can't change because it's in the past. De obicei, așa videouri unde eu mă grăbesc la care nu mă pregătesc, ies cel mai bine. Cum poți scrie așa definiții? Ei singuri mă ating când nu le înțeleg. În mod normal, asta este o expresie sau o îmbinare de cuvinte care în mod normal nu au... Nu în mod normal. Nu zbârlesc cei niște cuvinte într-o propoziție și s-a așteptat că o să aibă sens. I lost it, I'm sorry. Și strigi, Rita. Și strigi.